Asociația la trei detectivi. Asigură limpezirea tuturor misterelor. Detectiv șef Hannibal Jones. Detectiv adjunct Peter Range. Secția Arhive și Cercetări Bob Andy. Apelați cu încredere. Vă sfătuiește marele regizor de film Alfred Hitchcock. Asociația vă invită să participați în continuare la senzaționala descoperire a misterului amuletei de aur dispărută și regăsită de către Asociația la trei detectivi. Reclama a ieșit minunat. Vă mulțumim, domnule Hitchcock. Uzând de prestigiul dumneavoastră, suntem siguri că vom deveni și noi celebri. Sper. Probabil v-ați dat seama că ne-am inspirat din genericul prestigiosului studio de film Metro-Goldwyn-Mayer. Da, da, da. Da, noi n-am avut la dispoziție decât pisica unchiului lui Hannibal. Mijloacele noastre sunt, cum vedeți, diferite din cauza posibilităților financiare, care deosebesc susnumitul studio cinematografic de magazinul de mărunțișuri și vechituri Paradisul Anticarului și care este proprietatea unchiului meu și sponsorul nostru. Da, da, înțeleg, înțeleg. Ei, acum gata, să trecem la subiect. Nu înainte de a spune că asociația noastră este cunoscută în orașul american Rocky și în întreaga lume. Da, da, ca și voi, cei trei detectivi. Hannibal, zis Babel, cel inteligent și cel mai dinamic. Peter, atletul polisportiv. Exact. Și Bob, specializat în studii și cercetări de tot soiul. Cartierul general, la magazinul Paradisul Anticarului, camuflat sub un malder de obiecte vechi, pierdute sau abandonate. Acum, într-adevăr, intrăm în obiect. Comoara din ochiul cerului, de Alfred Hitchcock. Traducere și dare mică de Ioana Cescu. Acasă pe a fost ori. Da. Bă, că ai putut veni cu noi. Înțeleg un pavut de la paradisul. De partea cealaltă a zi. Ajutor! Cineva are nevoie de ajutor. M-a lovit drept în braț. Ceva a dat cu un obiect tare. Staruietă. Staruietă. Da, 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 da. Uite, eu. Da, lucioasă. Și ce să fii surzăreare. Cui? Deasupra, una. Asta înseamnă că se pregătește. Da, înseamnă că ar se numește. Am peste zid. Protejeți, cred că a aruncat o gardă. Mă, șef. E prea... Auzi, hai să le dăm sabieta înapoi. Se pare că obiectul a fost. Taci, privește. Jo, e prea întuneric să mai cauți. Bine, șeful, mă întorc mâine dimineața. Înalt și cocoșă. Și ce cap, ce mic, și ce nas lung. Părea un ciuc de vânturi. Și ce sui de râs respăimântător. Dar ce să fie oare? Nu știu și nici nu țin să știu. Auzi, hai să plecăm repede.
Să spunem lui Hannibal ce ni s-a întâmplat. Bună idee, bătrâne, hai. Ei, Babel, ai auzit povestea? Da. Acum iată și obiectul. Ce ar putea fi? S-ar părea că este din aur masiv. O amuletă străveche. Știu și eu, reprezintă un zeu sau o căpetenie a pieilor roșii. Așa ceva n-am mai văzut decât prin muzee. Să recapitulăm. După părerea voastră, cineva a strigat după ajutor și același cineva a aruncat obiectul peste zid. Da. Alți doi au căutat obiectul în zadar, pentru că între timp voi l-ați găsit. Exact. Evident. Totuși, strigătul de ajutor și statueta nu au nicio legătură neapărat. Faceți afirmații fără cea mai mică probă, să știți. Bine, Babel, bine. Uite, de acord că un anchetator nu trebuie să concluzioneze așa de repede. Da, în cazul nostru este evident. Am auzit un strigăt. Statueta a fost aruncată peste zid. Da? Da, păi, și cei doi au ieșit să o caute și unul îl numea pe celălalt șeful. Șeful, da. Erau sigur bandiți. Unul dintre cei doi nu părea om. Mai degrabă o umbră, o umbră sinistră. O umbră care râde. N-am auzit în viața, n-am râs atât de... Atât de... Ce fel de râs? Un râs de copil. Nu, mai degrabă de femeie. Sau un râs de hienă, așa nervos și înspăimântător. Poate chiar un râs de om rău și bătrân. Viclean și speriat. În sfârșit, fiecare dintre voi l-a auzit altfel. Stau și mă întreb dacă strigătul de ajutor a fost adevărat. Sigur? Da. După descrierile voastre, locul cu pricina este în fața castelului doamnei Sandow, lângă pădure. Da. Am citit în gazete, la biblioteca municipală, subiecte interesante despre domeniul Sandow. Să vă spun. Da, da. După moartea tatălui ei, bătrâna doamnă Sandow a rămas singura moștenitoare. Și trăiește foarte retrasă și nu are decât un servitor, care o ajută în timpul zilei. Straniu. Stranie este prezența nocturnă a oamenilor pe domeniul Sandow. Stranie statuetă, Ia te uită! Statueta are un compartiment secret. Și un mesaj. Da, nu știu ce să cred. Hârtia are ceva scris, dar într-o limbă pe care nu o înțeleg. Dar nu e scris cu cerneală. E cu sânge. Sânge? Sânge? Sânge. Ai dreptate, bătrâne. Exact, cu sânge. Altfel spus, mesajul a fost transcris în secret, fără creion sau peniță. Probabil de un prizonier. Sau de vreun bandit care vrea să o rupă cu banda. Este un caz demn de asociația la trei detectivi. Primul lucru care ne rămâne de făcut este să descoperim pe cineva capabil să ne traducă textul misterios. Desigur, dar cine? Există un om care știe câte ceva despre toate limbile lumii și cunoaște tot felul de tip care pot să ne ajute. Domnul Alfred Hitchcock. Exact, exact. Astă seară e prea târziu. Mâine dimineață îl căutăm și îi transmitem mesajul. Ok. Foarte interesant. Întotdeauna întâlnirea cu voi este pentru mine o revelație. Întocmai cum susține Hannibal, este o amuletă fabricată de pieile roșii sau indieni americani. Ați văzut? Cum li se mai spune. Exact, da. Cunosc destul de bine subiectul despre artizanatul acestor indieni de pe vremea când am turnat un film pentru televiziune. Pot deci să vă spun, fără să mă înșel, că este vorba despre o amuletă a indienilor comași. O piesă asemănătoare am filmat și noi, dar ce mă interesează în special în povestea voastră este umbra cu râsul straniu. Ziceți că era înaltă, cocoșată, cu un cap exagerat de mic, privea în toate părțile și avea un râs înspăimântător și sălbatic? Da, domnule. Tu ce părere ai, Hannibal? Pentru moment niciuna, eu nu înțeleg nimic. Nici eu. Și acum să trecem la mesajul încifrat al amuletei. Drace, pe hârtie este scris cu sânge. Sânge proaspăt. Hârtia n-a stat mult timp în statuetă. Dar ați putea descifra mesajul? Din păcate nu. Este o limbă total necunoscută pentru mine, da.
N-am spus că nu pot să vă ajut. Am un prieten, profesor la Universitatea din California de Sud, un specialist în limbile indienilor din America. Formidabil! L-am avut consilier științific pentru filmul nostru de la televiziune. Vă trimit la el. Aha. Știți unde locuiește? Nu! Chiar în Rocky. Se numește Wilton Meeker. Ați reținut, da? Da. Secretara mea vă va da adresa. Să mă țineți la curent cu progresul anchetei voastre. Desigur! Da, da! Am ajuns. Cine ar fi crezut că domnul Bror locuiește atunci? Atenție! Nu stricați! Nu stricați! Tai cuțit mare! Taceți! Ne-a furat amuleta! Ah, ne-a scăpat! Au fugit! Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul profesor Meeker? Da, ce se întâmplă aici? Un individ tocmai ne-a furat amuleta. Da. Și ținea un cuțit mare, nu? Da, da. Voi sunteți băieții despre care mi-a vorbit domnul Hitchcock. Asociația la trei detectivi. Întocmai. Da, da, dar din păcate acest individ brunet a furat statueta. Și odată cu ea și problema noastră. Eroare, eroare! Amuleta a fost furată, dar mesajul din elementară precauție îl port separat. A, minunat, minunat! Poftiți în biroul meu să-l pot studia convenabil. Să poftiți! Mulțumim! Luați loc! Luați loc, vă rog! Mulțumim! Da, da, da! Absolut, absolut extraordinar! Și scrie cu sânge! Da, da, cu sânge! Tocmai! Fantastic! Oh! L-ai scris în limba Iacali. Iacali? Da, este absolut stupefiant să vezi un text scris în Iacali, aici, la Rocky. Dar unde trăiesc de obicei Iacali? În Mexic, bineînțeles. Iacali au oroare să părăsească habitatul natural. Trăiesc într-un loc izolat și arid numit Grădina Diavolului. Au o abilitate deosebită la cățărat. Da, ei sălășluiesc acolo unde oamenii estimează imposibilă escaladarea. De aceea sunt numiți și demonii falezelor. Demonii falezelor? Ce legătură ar fi între Iacal și cumași? După părerea mea, niciuna. Până în secolul trecut a existat prin munții noștri o bandă de cumași foarte periculoasă, teribil în arta camuflajului. La început, cumașii nu cunoșteau aurul. Dar și când au aflat valoarea acestui metal prețios, au început să fure cât se poate. În cele din urmă, au fost învinși de spanioli și șeful lor, al cărui nume s-ar traduce aproximativ Marele Creier, a fost capturat și rănit mortal. În tot acest timp, strânseseră avere fabuloasă în bijuterii și lingouri de aur. După ce supraviețuitorii tribului au dispărut, mulți au încercat să pună mâna pe comoară. Cine știe ce impenetrabil ascunzătoare se găsește, pentru ca albii niciodată să nu o posede. Da, cine știe dacă nu au înfundat-o pe aici, pe aproape. Comoara există pe undeva, dacă ați văzut cu adevărat amuleta de aur cu mașe. Ce descoperire fantastică! Dar poate că și mesajul transmite ceva despre comoară. Mesaj, Doamne, era mesajul. Să uite. Uite, vi-l descifrez imediat. Da, imediat, stai să iau. Da, uite, textul sună cam așa. Cuvintele fumega, cântați cântecul morții, frații ajută. Asta e tot. Se pare că e o chemare de ajutor. Da, dar ce nu înțeleg eu este cum s-a găsit textul Iacali într-o amuletă cu maș. Acest mister sperăm să-l clarificăm noi. Asociația la trei detectivi. Aici este sediul asociației la trei detectivi? Da. Pe firmă scrie Paradisul Anticarului, magazin de mărunțișuri și vechituri. Exact, ați nimerit bine. Cu cine avem onoarea? Numele meu este Ted Sandow. Încântat de cunoștință. Eu sunt Hannibal Jones, iar ei sunt prietenii mei. Peter Crane și Bob Andy. Domnule Încântat Sandow. De cunoștință. Eu am sosit de curând din Anglia, mai exact de la Cambridge. Locuiesc acum la mătușa mea, Sara, pe domeniul Sandow. Povestea este mai lungă. Acum câteva luni, când tata a murit, am aflat despre existența mătușii. Am luat legătura cu dânsa, mătușa mi-a scris. M-a chemat și am venit. Un prieten al mătușii, o malegi din Los Angeles,
mi-a sugerat să vă cunosc în legătură cu o chestiune mai delicată. Ce chestiune? Firma La Trei Detectivi este vestită pe împrejurări. Da, desigur. Noi vă stăm la dispoziție. Despre ce este vorba? Nu știu de unde să încep. Propriu zis, am fost victimele unui episod cât se poate de ciudat, dar pe care prefer să vi-l relateze mătușa mea personal. Iată scopul vizitei mele. Vă invit după amiază la 5 o'clock pe domeniul Sandow. Aha, vă mulțumim! Vă mulțumim! Mă neliniștește acest Ted. Unde a venit el la paradisul anticarului chiar a doua zi după ce am găsit amuleta? Vrei să spui că Ted știe că am găsit amuleta și nu este sigur că ni s-a furat? Dar putea fi o coincidență, să știi. Eu vă sfătuiesc să fiți vigilenți. Măsurați-vă cuvintele și fiți cu ochii în patru. Da, eu îl găsesc totuși foarte simpatic. Salut, băieți! Salut! Așteptam! Luați loc! V-am pregătit citronade și biscuiți. Oh. Cu acest ocazie profit să vă fac cunoștință cu mătușa mea, Sara. Încântată de cunoștință. Bună ziua! Sunt Sara Sandow. Mă bucur să știu că Ted, Teodor, și-a făcut prieteni atât de repede. Acum de când el, Teodor, este aici lângă mine, am reînceput să-mi recapăt plăcerea pentru tot ceea ce mă înconjoară. Castelul, camerele, obiectele vechi. Știți, în general, domeniul are mare nevoie de o restaurare capitală. Da. Și dacă Ted nu mi-ar fi atras atenția tocmai ieri seară că nu e prudent să las atâtea obiecte mici peste tot. Iertați-mă, doamnă, da? Dar de ce a spus tocmai ieri seară? S-a întâmplat ceva? Pentru că tocmai ieri seară mi s-a furat o statuetă de aur de sub nas. Țin foarte mult la ea. E tot ce mi-a mai rămas de la sărmanul meu frate, Marc, tatăl lui Teodor. Și eu mă simt oarecum vinovat de acest furt. De la tată știam câte ceva despre acest obiect. L-am găsit într-un sertar pe aici prin casă. Da. Până să-l examinez mai bine, l-am așezat pe un raft în bibliotecă. Da. Am lipsit o clipă din cameră și când m-am întors, statueta a dispărut. Și nu știi cine a luat. Se pare că un băiat. Domnul Harris l-a văzut. Ah, sigur, eu l-am văzut. Ah, iată-l pe domnul Harris, om al legii din Los Angeles. Un prieten al mătușii. Poftiți, domnule Harris. Sunteți interesați de furtul căruia am căzut victime. Am surprins un băiat tânăr care tocmai ieșea în fugă din casă. L-am urmărit până la gam. De acolo dispăruse. După părerea mea, nu vom mai revedea niciodată statuile. Am putea noi să vă ajutăm să le găsiți? Noi! Au fost destule ocazii când am avut norocul să recuperăm obiecte pierdute sau furate. Ni s-a întâmplat să limpezim tot felul de misteri. Da. Vorbiți ca și cum ați fi detectiv. Detectiv? Chiar suntem. Rețineți, vă rugăm, cartea noastră de vizită. La Trei Detectivi, anchete de tot soiul. Exact. Bun. În cazul acesta puteți încerca să găsiți statueta doamnei Sandow. Sunteți chiar detectiv? Da? Și ați limpezit multe mistere? Absolut, să știți, domnul Reynolds, șeful poliției din Rocky, ne-a numit chiar delegații săi. Da, și dacă e vorba despre o bandă de hoți adevărați, cum s-ar putea ca băieții să fie în pericol? Domnilor, mai bine să anunțăm poliția. Poliția are de făcut lucruri mai importante, nu umblă cu flacuri. Mai ales că nu avem nicio probă. Părerea mea este că acești băieți sunt capabili și potriviți cu condiția să fie protecți. Bun, și în calitate de detectivi, angajații noștri, uite, vă ofer o recompensă de $50. Oh, bineînțeles, o recompensă. Ce aventură, prieteni! Nu vreți să reveniți mâine la dejun? Am pune pe picioare un plan de acțiune. Nu prea cred că prietenii noștri se vor acomoda atât de ușor cu meniul. Doamna Sandow și cu mine suntem vegetarieni. Nu mâncăm decât legume.
Știți, întâmplarea face să fiu chiar președintele Ligii Vegetarienilor. Doamna Sandow m-a ajutat enorm să lansez liga noastră în mica dumneavoastră localitate, Rachi. Trebuie neapărat să asistați la una dintre conferințele mele, poate chiar în această seară. Ne pare rău, astă seară nu se poate. Altă dată însă vom fi încântați să vă aplaudăm. Și vorbește mai încet, Peter. Pe domeniul Sandow nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Pe aceste locuri se petrec evenimente bizare și vreau să le descoper. Dar crezi că este absolut necesar? Uite, zidul este foarte înalt, iar poarta e încuiată. Ha, nu te îngrijora, mi-am luat măsuri de precauție. Ține acest Toki-Woki pe care l-am fabricat eu singur într-o noapte de insomnie pentru uzul exclusiv al trioului nostru. Ia și frânghia asta groasă și cârligul cu patru brațe recuperat dintre deșeurile de la Paradisul Anticarului. Hannibal, dragă, ești fenomenal și m-a emoționat până la lacrimi, să știi. Cu Toki-Woki, într-adevăr, ne vom putea separa dacă e nevoie în cercetările noastre. Ai văzut? Da. Iar cu frânghia și harponul vom putea escalada zidul. Sigur! Sunt de acord cu condiția ca eu să mă cațăr primul. Am înțeles. Ți-e frică să nu rup frânghia din pricina surplusului meu de calorii și să fiu obligat să mă las singur în vâltoarea misterului. Ei, și acum hai în drum spre vilă. Dar cu precauție, bătrâne. Da. Noaptea fără lună pare mai sumbră ca oricând. Ferestrele castelului se sting, uite, una câte una. Ah, și mie mi-a morțit piciorul drept. Privește-mi vale! Ea este umbra care râde. Râsul sălbatic mi-a înghețat sângele în vine. Să ne grăbim. Incredibil! Din camionetă ies trei bitici fără cap. Unde le sunt capetele? Eu când am să aflu, am să spun, să știi. Niște pitici decapitați care circulă în lanț indian după umbra aia cocoșată și... Hai să fugim! Hai, uveți-l, domnule! Eu nu cred nicio clipă că ar exista pitici fără cap și alte chestii de astea. Totuși, aș fi putut să jur că azi noapte în pădure am văzut ceva asemănător. Oamenii negricioși care ne-au luat amuleta ne vor oferi cheia misterului, să știți. Trebuie să-i găsim. Trebuie. Neapărat. Acum, Bob, este rândul tău să ne dai raportul. Bine. Dar să știți că nicio sectoră arhivei cercetări n-am dormit în noaptea asta. Deci, din arhiva presei locale, reiese că după dispariția tribului Cumaș, toată lumea era pe urmele comun. Se pare că ascunzătorile tribului se aflau pretutindeni în primunți și, bineînțeles, că și pe domeniul familiei Sandow. Mm-hmm. Cu toate acestea, niciun indiciu și nicio comoară. Da. Bine, Bob, dar oare statueta doamnei Sandow nu poate fi considerată o urmă? Istoria locală menționează numele fratelui său, tatălui Ted, Mark Sandow, care a plecat cu mulți ani în urmă pentru a nu se mai întoarce niciodată. Da, da. Ai descoperit ceva și despre șeful cumașilor, în traducere liberă, Marele Creier? Un raport aproape complet. Să-l auzim. Ultimele cuvinte rostite de Marele Creier au fost, după unele gazete ale epocii, citez: ce om poate găsi ochiul cerului? Da. Iar după alte surse citez: ochiul cerului nu poate fi găsit de niciun om. Iar un istoric notează următoarea: comoara se află în ochiul cerului, acolo unde niciun om nu va putea să o găsească. Imaginez că variațiile se datorează dificultății de a traduce o frază din limba cumașă. Da, în sfârșit, toate traducerile menționează ochiul cerului și toți lasă să se înțeleagă că nimeni nu va putea pune mâna pe această fabuloasă comoară. Pe cinstea mea, da, oare ce este pe cer acest ceva care se semene cu un ochi? Poate
Soarele? Da, soarele. Sau luna geamănă cu o față de om. În sfârșit, poate că Marele Creier nu face aluzie la chestii atât de complicate. Marele Creier a debitat o maximă ca să se răzbune pe învingătorii săi și să-i facă să-și spargă capul cu enigma. Asta e. Era să oamenii neghicioși care ne-au furat amuleta au apărut din nou. Da? Da. El l-a atacat pe domnul Harris în timp ce acesta susținea o conferință la Liga Vegetarienilor. Extraordinar, Peter, tu rămâi la sediu. Okay. Bob și cu mine trebuie să luăm legătura cu domnul Harris imediat. Să luăm și Tokyo ochii cu noi. Peter, tu ne transmiți toate noutățile. Okay, bine, 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 da, da. Peter, m-auzi? Suntem pe strada Las Palmas, pe undeva pe la marginea orașului Rocky. Aici se află clădirea care adăpostește Liga Vegetarienilor. Este ultima casă de pe stradă, după care urmează poalele munților. În câteva secunde sunăm la ușă. Salut, băieți, poftiți, poftiți! Da? Dar ce plăcere să vă văd! Ați venit cumva să vă înscrieți în Liga Vegetarienilor? Oh, nu, regretăm, domnule. Noi am venit doar ca să vă vorbim. Dar poftiți, poftiți în birou, poftiți! E? Ce doriți să-mi spuneți? Chiar acum am aflat că ați fost victima unui agresor. Întotdeauna. Un tip absolut nebun a sărit la mine în timp ce tocmai mă pregăteam să-mi încep conferința. În sfârșit erau doi. Dar numai unul m-a atacat. Publicul a chemat poliția, dar cei doi indivizi dispăruseră. De ce v-au atacat? Da, de ce? Habar n-am. Și nu v-au spus nimic? Agresorul striga foarte tare, dar n-am înțeles niciun cuvânt. Presupun că este vorba despre niște dezechilibrați care îi urăsc pe vegetarieni. Asta ce mai e? Nu vă neliniștiți, domnule Harris. Este postul nostru de emisie recepție. Aici detectivul șef și sectorul arhive și cercetări sunt pe recepție. Detectiv șef pe recepție. Dezolat, domnule Harris, trebuie să vă părăsim. Transmisia se prinde mult mai bine în aer liber. Vom reveni cât de curând. Dar succes, succes, copii. Eu mai stau aici câteva momente, apoi mă duc la doamna Sandow, ca de obicei, la dejun. Poftim. Detectivul șef și sectorul arhive și cercetări este pe recepție. Acum ieșim în curte ca să recepționăm mai bine. Ascultăm. Iată-i! Neghicioșii ies dintr-o mașină de pe strada Las Palmas. Adică în fața noastră să o ștergem. Prea târziu. Au intrat pe poartă. Dar ne barează drumul și se îndreaptă spre noi. Spre pădure, repede! Da! Hai. Să fugim spre pădure! Hai. Până ne găsesc e o chestiune de minute. Cum putem scăpa de aici? Dacă o luăm pieptul spre stânga, cred că ne apropiem relativ repede de drumul care duce spre ședința Ligii Vegetarienilor. Da. Numai că trebuie să trecem prin drum deschis. Vreo 50 de metri. 50 de metri de drum deschis? Mi-ar fi imposibil să alerg. În cazul acesta este necesară o diversiune. Ceva care să atragă atenția negricioșilor în timp ce noi străbatem în câmpul deschis. Dacă i-am putea atrage aici... E, dacă am fi ventrilogi... Bob! Ventrilogi, ești absolut genial! Bineînțeles că suntem datorită științei. Iată, ne ascundem receptorul sub tufișul acesta, apăsăm pe recepție și dăm volumul la maximum. Îl punem pe Peter să vorbească și noi o ștergem de aici. Exact, bătrâne! Auzim vocea, neacoalii vor crede că suntem aici și vor coborî să ne prindă. Peter, m-auzi? Dă-i drumul la un discurs timp de 20 de minute fără întrerupere. Ai înțeles? Intră!
Bună ziua, domnule locotenent Reynolds. Bună ziua și bine ați venit la sediul poliției. Bine v-am găsit. Cu ce pot fi de folos delegațiilor mei? Am intrat într-o afacere dubioasă în care cred că a sosit momentul să interveniți, domnule locotenent Reynolds. Da? Trebuie să acționați cât se poate de repede pentru ca domnul Harris... Fii calm, Hannibal, și ia-o cu început. Am înțeles. La început, Bob și Peter au găsit o mică amuletă și deodată au auzit umbra cu râsul groaznic. Umbra cu râsul groaznic? Da, nu e nicio fantezie. Chiar eu am auzit-o cu urechile mele ieri seară. Așa? O umbră înaltă și cocoșată. Mm-hmm. Bob și Peter, care au văzut-o mai de aproape, zic că are și un cap mic învârtit în toate părțile și un nas lung și coroiat. Un urlet ca un fel de râs care te înfioară. Apoi am mai văzut un fel de furgonetă cam prăpădită, din care au ieșit patru petici fără cap. Destul, încep să nu mai înțeleg nimic. Babil le-a fost impus de umbra care râde ca să nu poată vedea drumul în timp ce erau conduși spre pădure. Acești prizonieri au cerut ajutor. Atunci au aruncat amuleta. Așa a ajuns amuleta cu manșe în mâinile noastre. După aceea negricioși au venit și ne-au luat-o. Habar n-au avut că statueta conținea un mesaj scris cu sânge. Negricioși? Ce fel de negricioși? Vă rog să mă scuzați, aveți dreptate. În relatarea mea cronologică am uitat să vă raportez despre negricioși. Aha. În privința acestor indivizi negricioși încep să te înțeleg. Și eu îi urmăresc după ce au atacat pe domnul Harris. Aha. Președintele Ligii Vegetarienilor. Propun să pornim imediat în ajutorul domnului Harris. Imediat! Am sosit, domnule Harris. Ați păzit ceva? Vă prezint pe domnul Reynolds. Ne va ajuta în continuare. Locotenent Reynolds, șeful poliției din Rocky. Încântat de cunoștință. Sunteți foarte amabil că v-ați deranjat până la noi. Poftiți. Poftiți la mine în birou. Vă mulțumim. Poftiți. Este bine că ați venit. La început, atunci când agresorii m-au atacat, am crezut că este vorba despre ura unor dezechilibrați fanatici contra vegetarianilor. După discuția avută cu tânărul Hannibal Jones, mi-am dat seama că s-ar putea ca el să aibă dreptate. Acest atac ascunde ceva mult mai serios. Faceți aluzie cumva la umbra care râde și la piticii fără cap? Știu și eu. Poate băieții exagerează. Cu toate acestea, ar putea să existe o legătură cu statueta de aur a doamnei Sandow. Comoara cumașilor este legendă locală la Rocky. Cu toate acestea, mulți ar face totul ca să o descopere. Vă rog să mă scuzați. Vă rog, scuzați dezordinea de pe biroul meu. Când ați sunat, îmbucam ceva. Dați-mi voie să strâng firimiturile. Domnule Harris, pe Bob și Peter i-ați văzut cumva prin împrejurimile casei? Mă gândesc să nu fi dat peste ei negricioși și să aibă neplăceri. Exact. Hai, Hannibal, se pare că domnul Harris are dreptate. Bob și Peter pot avea neplăceri din pricina acestor siniștri negricioși. Nu uitați să mă anunțați și pe mine dacă aflați ceva. Eu am o bănuială. Ce bănuială? Ce firimituri a aruncat domnul Harris la coș? Nimic extraordinar, ambalajul de la un sandwich. Urme de muștar și sânge. Un sandwich cu friptură și muștar. Dar domnul Harris este președintele Ligii Vegetarienelor, înțelegeți? Da, și? Dacă a mâncat un sandwich cu friptură, este un impostor. Și dacă este un fals vegetarian, atunci nici Liga nu există. Aduce o acuzație gravă împotriva domnului Harris. Ce motiv te-ar putea determina? Nu ghiciți? Nu. Doamna Sandow este vegetariană convinsă. Domnul Harris, de când a aflat despre comoara cumașilor, s-a servit de Liga Vegetarienilor pentru a se apropia de doamna Sandow, de domeniul acesteia, și s-a dat drept om al legii din Los Angeles. Se pare că acest domn a păcălit pe toată lumea. Stau să mă întreb dacă nu cumva el este chiar umbra care râde și deține prizonieri pe cei patru pitici fără cap. Poate chiar el a capturat pe Bob și Peter? Ai dreptate. Șofer, înapoi la sediul Ligii Vegetarienilor. Am
plecat fedele și sincer îmi pare foarte rău. Dar voi sunteți de vină, tu Bob și tu Peter. Ce naiba v-a venit să supravegheați sediul Ligii Vegetarianilor? Știți voi ce greutăți îmi faceți acum? De-abia am reușit să șterg urmele voastre la venirea poliției. Sunteți un hoț, domnule Harris. Încercați să furați comoara cu mașilor. Dar câte perspicacitate! Adevărați! Chiar în această noapte eu voi lua comoara și va fi rău de voi. După cum vedeți, nu mai aveți nicio scăpare. Cabana în care vă aflați este situată pe un platou de 300 de metri înălțime, printre piscurile ascuțite ale stâncilor. Ușa este singura ieșire și este păzită de omul meu. N-aveți nicio șansă de scăpare. Hei, Peter, hai să încercăm să ne dezlegăm funia cu care ne-a legat. Ai vreo soluție? Dinții tăi imbatabili. Ah, bună idee. În sfârșit liber. Liber e un fel de a spune. Ușa e supravegheată, fereastra dă spre marginea prăpastiei, iar eu continui să fiu legat fedeleș. Am, în schimb, o brichetă în buzunarul de la spate, pe care o port de obicei pentru orice eventualitate și cu care am să țarg mai întâi legăturile. Apoi vom semnaliza un SOS. Sigur ne vor zări cei de jos, Hannibal, polițiștii și toți ceilalți. S-O-S. S-O-S. Hai să vezi, totul o să fie bine. S-O-S. S-O-S. Cabana nu e prea departe de domeniul Sandow. Da, la numai un kilometru dacă am luat-o de-a dreptul peste vârfurile stâncilor. S-O-S. S-O-S. Ah! De data asta am încurcat-o! Negricioșii au spart fereastra. Până aici ne-a fost. Pace! Noi venit la voi, noi prieteni la voi, voi înțeles, nu? Noi ajutor la voi. Vorbiți englezește? Da, pace. Eu, Naces. El, frate Nanica. Dacă vreți să ne ajutați, atunci de ce ne-ați furat amuleta? Noi vrut mesaj, frate Vittorio. Mic, foarte mic. Harris, mincinos. Ah, voi sunteți indieni Acali din Mexic. Fratele vostru este prizonier la Harris. Sigur, noi căutați frate Vittorio și trei copii Iacar. Muchacho. Vorbiți și spaniol? Atunci de ce n-ați urmărit prin pădure fără să scoateți un cuvânt? Noi am scos cuvânt, tare. Noi eram speriat, noi emoțion, uitat tot limba englez. Eu vorbesc la voi istorie. Noi Sierra Madre, Mexico. Noi mari cățărători porturiști. Harris la Iacali, venit, dat bani, luat Vittorio porcațărat. Vittorio ajutor. Scrisoare venit, noi aici venit, noi urmărit tot. Iacali pericole. Înțeleg. Harris vrea să întrebuințeze băieții Iacali ca să se cațere până la comoară. După aceea însă sunt în pericol pentru că sunt martori. Noi sărit geam la voi, amigos. Prieten la voi. Acum ajutor voi coborâți stâncii. Prea bine, nu avem altă soluție. Voi legat pe noi la voi în spate, înțeles? Como turiști. Asta e. Ce mai călătorie, felicitări. În sfârșit am atins pământul. Felicitări, frumoasă școală de alpinism. Am pus mâna pe voi. Harris, bandidos este. Nici o mișcare sau trag. Atenție, șeful, celălalt a șters-o prin tufișuri. Stai că-l caut eu. L-am scăpat. Nu-i nimic, în curând vom fi departe de aici. Iar voi, tineri detectivi, începe să mă cam plictisiți. De data aceasta vă neutralizez. Negriciosul e pe ducă. Copiii de Iocali sunt pregătiți. Perfect! Prevăd că în curând un băiat dolofan care face pe detectivul șef peste acești doi idioți va încerca să-i regăsească. Este un prost care ne subestimează. Și dumneavoastră sunteți un pseudo-vegetarian. Împiciori tu ăsta, cum te cheamă? Arhive și aiureală. Sector, arhive și cercetări. Foarte bine.
Sanders, umflă-l! Sus, o să avem nevoie și de el. Du-l lângă ceilalți patru și pune la treabă. În curând comoara va fi a noastră. Am înțeles, epura. S-au văzut semnale luminoase dinspre capul indianului. Pariez că SOS-ul venea din partea lui Bob și Peter. Pe vârful capului indianului construise cândva soțul mătușii o cabană forestieră. Acum trebuie să fie o paragină. Cam la distanță de 500 de metri de aici se află această cabană, dacă am calculat peste vârfurile stâncilor. Fiți atenți! Harris este un om foarte periculos. Pace! Tu, Hannibal? Eu, Natchez. Sunt deficios, atacați! Iacare, amigos, este... Eu fugit, Harris lovit, la frate Nanica. Bob și Peter, unde sunt? Bob, Peter, frate Nanica, la om rău Harris. Frate Vittorio, prizonier, cu trei copii acari, la om rău Harris. Eu duc voi găsit Harris, după mine. Urmați-l pe acestia cali. Nu mai avem o clipă de pierdut. Înainte, prin pădure, pe Harris trebuie să-l încercuim. Iisus, Harris, ești încercuit! Și mă speria, domn polițist. Păi eu nu sunt Harris. Eu nu mai păzesc pe băiatul ăsta, un oarecare Peter. Și pe celălalt mai negricios, care stă jos, șeful m-a pus să-i păzesc. Sanders, dacă Harris ar fi ordonat să ne ucizi, ce-i fi făcut? Mărturisește! Ura! Lui șeful nu-i place să fie așa curios. Unde e Harris? Harris a intrat în pădure în direcția vârfului numit capul indianului. Bob e cu el. Sanders, ce s-a întâmplat cu Bob și cu micii indieni? Ia cale. Descurcați-vă, asta vă e meseria. Harris nu poate fi prea departe. Drumul se înfundă. Strângeți rândurile spre piscul capul indianului. Priviți! Râsul diabolic. Umbra care râde. Toată lumea să aprindă lanternele. Pe cinstea mea, ați ajuns puțin cam prea de vreme. Mâinile sus, Harris. Ce mai și asta? O pasăre care râde. Îmi amintesc. Este o cucabura. Pe numele popular, pescărușul australian. Seamănă cu un vultur negru și are un cap cu mult prea mare față de corpul său. O pasăre cu un râs aproape uman. Cucabura, cocoțată pe capul acestui escroc, pare umbra unui om înalt și cocoșat. Cu un cap de pasăre care se uită în toate părțile. Iată umbra noastră care râde. Bine, dar cucabura nu trăiește decât în Australia. Înainte de a porni aici, am luat legătura cu poliția australiană. Harris este un individ foarte căutat, sub inculparea de abuz de încredere, deturnare de fonduri, cambriolaj și altele. Se pare că și în Mexic este căutat tot de poliție pentru abuz de încredere. M-ai demascat, Hannibal! Și totul din cauza acestei păsări domesticite de mine când mă aflam în Australia. Am încercat să mă despart de ea. Am plecat cât mai departe, sperând că o să-mi piardă urma, căci nu mă puteam decide să o ucid. Începuse să-mi fie dragă. Din păcate, ea m-a regăsit. A pornit în căutarea mea tocmai din Australia și m-a regăsit aici, pe domeniul doamnei Sandel. Partea proastă este că o apucă râsul în cele mai nepotrivite momente. Nu numai pasărea te-a trădat, Harris, ci și lăcomia ta te-a pierdut. Hannibal a descoperit că mâncai sandvișuri cu friptură. Desigur. Hannibal este un mare detectiv, dar nu mă dau bătut. Bănuiesc că mai țineți încă să-i vedeți pe Bob și pe micuții indieni, din care, din păcate, n-am făcut încă sandvișuri. Vă avertizez că se află într-un loc unde niciun om nu poate ajunge. Nu se pot salva singuri. Nu au nici apă, nici hrană. Îi eliberez doar cu condiția să-mi dați drumul! Harris, nu-ți agrava situația. Gândește-te și la mine, șeful.
Cred că știu unde se află Bob și ceilalți. Unde? Unde? Acolo sus! Acolo sus! Ultimile cuvinte pronunțate de marele creier au fost: comoara se află în ochiul cerului, acolo unde niciun om nu poate ajunge. El nu face aluzie nici la soare și nici la lună. Vorbea despre un ochi adevărat, un ochi care se află acolo în munți, un ochi de pe vârful numit Capul Indianului. Da, nu mai prostii de vitez, băiete. Eu am încredere în intuiția lui Hannibal. Perfect, perfect. Ochiul din stânga este parcă mai înfundat în orbite. Presupun că este vorba despre o grotă unde cumașii și-au ascuns comoara. Harris a obligat băieții să se cațăre acolo și i-a închis înăuntru. Admițând că ai dreptate, ce poți face tu ca să-i scoți de acolo? Naces și Nanica se vor cățăra. Sigură. Sigură, la Iacal ușor este. În cazul acesta, cred că va trebui să urc și eu. Intrarea este prea îngustă ca să pătrundă un adult. Eu am să mă fofilez, eu am să reușesc. Tu, Hannibal... Scuze, Hannibal puțin gros. Mucios, imposibile. Noi legat Peter la spate la noi com turistii. Peter trebuie scos Bob. Frate Vittorio e micii acali de la ochii de la comora. Asta e, dacă trebuie, trebuie. Bob! Peter, bătrâne, nici nu știi ce bine îmi pare că te văd. Degeaba le-am spus copiilor că veți veni să ne eliberați. Ei nu pricep nicio iotă. Știi, mi-a fost cam frică să trec prin tunelul ăsta. Ia, aprinde puțin bricheta. Sigur că ai la tine. Și privește în jurul tău. Am aprins. Oh, ce grotă nemaipomenită. Păi asta este comoara cumașilor, nu-i așa? În sfârșit am găsit-o! Ura! Ura! Și iată-ne din nou liniștiți la o ceașcă de cafea în biroul celebrului regizor de film Alfred Hitchcock. Nu credeam că o să mă apucăm așa ceva. Prin urmare, ați găsit faimoasa comoara cumașilor din ochiul cerului. Da, da, domnule. Marele creier spusese adevărul, deci, deși a păcălit pe toată lumea timp de un secol. Da. Ia spuneți-mi, Harris a făcut mărturisiri complete? Oh, acest Harris este foarte inteligent. Da, a interpretat corect ultimele cuvinte ale marelui creier. După ce a reperat capul indianului și a dat seama că nu poate pătrunde în ascunzătoare și s-a gândit să folosească copiii de Iacali dintr-un sat mexican. Desigur, aceștia după ce scoteau comoara erau trimiși pe lumea cealaltă. Odios, odios personaj. Iar că... Numai că fratele cel mai mic al lui Nanica cunoștea puțin limba engleză. A auzit atunci când Harris își spunea planul complicelui său Sanders și a înțeles că erau în primejdie el și ceilalți trei copii. A scris o scrisoare, către frații săi pe care a aruncat-o din mașină în timp ce bandiții transportau dintr-un loc într-altul. Rămâne un mister cine a găsit acest bilet și l-a expediat prin poștă la adresa menționată. Dar ce noroc! Ce da, 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 un noroc, într-adevăr. Dar să nu subestimăm. Deși nu vom ști niciodată cine a transmis scrisoarea. Poate chiar eu, nu-i așa? Oh! Fără aceasta, băieții ar fi fost iremediabil pierduți. Întocmai, domnule Hitchcock, întocmai! Acum comoara este în siguranță. Cea mai mare parte a ei se află la Muzeul de Istorie al orașului nostru, Rocky. O parte la doamna Sara Sandow și ceva la micii Iacali. Merită și ei, nu? Mm-hmm. Iar aici avem un eșantion. O amuletă de aur pe care vă rugăm să o primiți împreună cu complimentele doamnei Sandow și ale lui Ted. Da, da, bine, bine, bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Iată încă un obiect care va îmbogăți colecția mea de amintiri legate de cercetările tinerilor membri ai asociației La Trei Detectivi. Thank you.